Într-o lume competitivă în continuă schimbare și în care timpul pare că se contractă din ce în ce mai mult, viața la oraș nu înseamnă doar mai mult confort și un nivel de trai mai ridicat decât cel din mediul rural, ci și aglomerație, stres și poluare. Prin urmare, nu e de mirare că simțim nevoia ca uneori să ne întoarcem la natură și la locurile în care ne regăsim liniștea. Crăciunul este una dintre acele sărbători în care ne place să fim alături de familie, cu masa plină de bunătăți și să revenim, dacă avem ocazia, la originile noastre. În sate, încă se mai păstrează tradiții ale căror povești se pierd, uneori în negura timpului și care au un farmec aparte. Dar mai țin oare românii tradițiile de sărbători? Îi mai păstrează, da. Mai ales poate pe la sate, tăierea porcului. Da, tăierea porcului de la sate, da. Mersul în colindat, poate? Da, mergem în colindat cu Crăciunul, cu anul nou. Din ce în ce mai rar. Nu vedeți situația cum este și economică și politică și tot ce vreți. Nu mai e ce a fost, dar sperăm să nu se piardă de tot. Colindele, bradul împodobit, mesele bogate de pe care nu lipsesc delicioasele sarmale sau tradiționalii cârnați făcuți în casă, ori cozonacii și colacii. Nu există Crăciun fără toate acestea, indiferent despre ce zonă a țării vorbim. La fel ca ritualurile de pomenire a morților și participarea la slujbele religioase. Tradițiile și obiceiurile, unele vechi de sute de ani, diferă de la regiune la regiune. Au modernizat după străini și nu le mai păstrează. Majoritatea le-au terminat. Poate mai mult pe la sate, pe era porcului. La sate și acolo a început să termine cu obiceiurile străbune. Că erau foarte frumos când venea sărbătorile de ani, ne distram. Cu cât că era nămol, nu mai era asfalt, era vreme mai rașă, mai primitivă, dar era o tradiție frumoasă. În zona Olteniei, în ajunul Crăciunului, familiile se strâng în jurul focului și dau cu nuiaua în el, invocând spiritele bune care să le aducă sănătate și recolte bogate. De asemenea, sătenii mai cred că în felul acesta vacile vor da lapte mai mult, oile vor avea mai multă lână, iar caii și boii vor putea fi folosiți mai bine la muncile câmpului.